ședință primați consilier, în baza prerogativelor pe care le-am prin legea 340, privind prefectul și instituția prefectului, așa cum s-a spus, din articolul 23 alineatul 2, am solicitat în calitate de prefect al județului Brașov, convocarea unei ședințe de îndată a Consiliului Local prezent, în vederea prevenirii la nivelul municipiului a situațiilor ce ar putea fi generate de imposibilitatea asigurării agentului termic în perioada sezonului rece 2015-2016 a apartamentelor acordate la Tectron S.A. pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, apărarea ordinii și liniștii publice și a sănătății populației, precum și pentru găsirea în cel mai scurt timp a unor mecanisme menite să asigure livrarea de agent termic către beneficiarii de contracte din municipiul Brașov. Știu că din 12.500 de apartamente racordate, datorită unor posibilități de ordin tehnic, nu intru în amănunte, numărul s-ar putea reduce spre 6.400 de apartamente, luând în calcul și centrale termice din cartierul ăsta. De aceea, domnule președinte de ședință, 1. Vă rog să prezentați dumneavoastră sau unul din consilieri sau cine considerați că poate să îmi prezinte situația actuală a încălzirii și în ce măsură există soluții de rezolvare. Precum și marja de timp pentru soluționarea blocajului în care vă aflați, pentru ca cetățenii racordați să nu rămână fără căldură și apă caldă. 2. De asemenea, aș dori să știu de când se cunoaște această situație de blocaj, să spunem financiar, și de ce nu s-au luat măsuri în acest sens. 3. Aș dori să prezentați și statul negocierilor întreprinse de către Comisia desemnată din cadrul Consiliului Local cu producătorul de agent termic, Comisia de negociere pe care a stabilit-o. Și 4. De asemenea, și ultima, aș dori să știu dacă la nivelul executivului sau al deliberativului se cunoaște de existența unui plan de gestionare a situațiilor de urgență, o analiză a riscurilor ce apar, ce pot apărea pe perioada sezonului rece, privind imposibilitatea alimentării cu agent termic. Acest aspect, spun că ar trebui să fie luat în calcul de către conducerea Tectron, de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență, al cărei președinte este primarul, plus viceprimarul, plus alții prezenți în acel comitet, și dacă există o alternativă de alimentarea cu agent termic. Deci, domnule președinte, acestea au fost, sunt întrebările pe care, dacă cu amabilitate doriți să primim un răspuns pentru a vedea pe viitor ce se poate face și ce măsuri ați întreprins dumneavoastră ca și acționar prin municipiul Brașov.